Două microbuze și un autoturism s-au ciocnit în județul Suceava. Sunt 15 persoane implicate, 7 dintre acestea au nevoie de îngrijiri medicale. Conform ISU Suceava, accidentul s-a petrecut între două microbuze transport persoane și un autoturism, la trecerea la nivel cu calea ferată în Gura Humorului. Din cauza numărului mare de victime a fost instituit planul roșu de intervenție. A fost activat planul roșu de intervenție. Iar la fața locului am trimis auto specială pentru descarcerare, 4 ambulanțe smurt, auto specială pentru transport, victime multiple și 2 echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță. Din totalul de 15 persoane implicate, 7 au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Toate cele 7 persoane sunt conștiente și cooperante. Acestea au fost transportate atât la Centrul de Primire Urgențe al Spitalului din Gura Humorului, cât și la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Suceava. Aflați la fața locului, anchetatorii vor stabili cauza producerii accidentului. Colegii de la poliție sunt la fața locului, vor efectua măsurători și vom afla cu siguranță care au fost împrejurările și cauza producerii acestui accident.